Astăzi ne vom opri asupra unui text care ar fi bine să-l învățăm. Eu l-am învățat cu ani în urmă și mă bucur domnului, îi mulțumesc domnului că mi-a vorbit prin el. E un text interesant, cu un adevăr profund, dar e un text care mi-aduce aminte și de mănăstirile din Moldova. Eu întotdeauna când vin aici în zona voastră, mai ales spre Suceava, îmi caut, așa cum am fost în trei mănăstiri și credeți-mă, mă duc să mă rog în ele pentru că oamenii ăștia când le-au răzidit gândește la Voroneț în trei luni și trei zile să zidești o mănăstire, o capodoperă înseamnă că ai pasiune pentru Domnul și oamenii așa cum au fost ei au avut ceva ce noi nu prea avem astăzi și ce mă impresionează sunt nu doar picturile, ci o măicuță uh, alaltă, iar au venit și ne-au spus întreaga Evanghelie trecând din, din uh, pictură în pictură în pictură în pictură, și am zis, fiate, ce frumos! Să poți să spui Evanghelia uitându-te la niște. Ei, cea mai reprezentată uh, uh, pictură sau răspândită reprezentare grafică a învățăturii Domnului Hristos prezent în cele mai multe picturi vitrali, freșce, începând din secolul II până în zilele noastre, este pilda fiului risipitor. Știu că o știți, dar astăzi ne vom apropia de ea într-un alt fel, fiindcă vreau să o abordăm din punct de vedere al evreului care a stat în audiența lui Hristos în secolul I. Se știe că un principiu de bază al hermeneuticii, al studiului Scripturii, este să încerci să ajungi cât mai aproape de contextul istorico-social în care învățătura respectivă ți-a fost dată pentru a înțelege cât mai bine expresiile, termenii, intenția vorbitorului a te identifica cât mai mult cu oamenii, cu cultura de atunci. Spre exemplu, dacă bună-mea, ar fi venit astăzi aici la voi și v-ar fi luat pe vreuna dintre voi și v-ar fi zis, știi, un cioia lui George, lui Ciubeleu și o rup cernă de la Iștalău și amui picură imala pe șporheit. <răzări> nu știu ce ai fi înțeles tu cel din din cuvintele bunicii mele. Ce-o fi vrut să spună femeia asta? Păi eu vreau să spun că unchea adică soția unchiului, înțelegi, mătușa. Mama vitrică, adică măștehoia lui Ghiță, la Lu lui Ciubeleu, da? I s-a stricat cicerna, streașina, de la Iștalău, de la Grajd, și acum ai picură-i noroiul, pe șporheit, adică pe sobă. Da? Dacă noi români avem probleme în a ne înțelege unii pe alții, ce să zicem de diferență care există între noi și evrei, culturi diferite, între noi în anul 2024 și între cei care au trăit în anul 30? După Hristos. De aceea, în aceste contexte biblice, narrative, precum sunt parabolele, e foarte important să pricepem contextul istoric-social. Și asta o să facem în cele ce urmează. Așa că, dacă ai scriptură, mărește cu mine textul din Luca, capitolul 16, începând cu versetul 11. Spune așa. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire. Asta e o altă pildă, scuze. Capitolul 15. Îs deja două, două ture de biserici și mai urmează două, mă scuzați, da? Așa, el a mai zis, versetul 11 din capitolul 15, un om avea doi fii, cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. E fraza asta citită pentru noi astăzi, nu dă nimic surprinzător, nu e nimic ieșit din comun. Pentru ce aflați însă în audiența lui Hristos în Israel în secolul I, a provocat un șoc emoțional. De ce? Fiindcă în cultura de atunci când un fiu se adresa tatălui său cu aceste cuvinte, cu această cerere, dăm partea de avere care mi se cuvine, semnificația era cu mult mai adâncă, fiindcă erau cuvinte rar folosite interzis în acel context. Și Kenneth Bailey e un istoriograf evreu, e un fel de expert în analiza contextului social acestei parabole, spune așa, studiind de ani de zile literatura Orientului Mijlociu. Din antichitate până în prezent, este cu totul neobișnuit să dai peste un asemenea caz în care un fiu tânăr sau bătrân să adreseze această cerere tatălui său care încă era în viață sănătos. Moștenirea era dată fiilor numai după moartea tatălui sau în condiții extraordinare când tatăl era pe patul de moarte. Pentru un fiu să pună această întrebare era o rușine și o insultă, în alte cuvinte, o expresie de genul, tată, mai bine ai fi murit. De aceea există un șoc. Gândiți-vă, societatea în vremea era patriarhală, adică tatăl avea o poziție absolută, privilegiată. Auzind aceste cuvinte putea să ia orice măsură împotriva fiului său. Dar spre uimirea noastră și mai ales a celor ce l-ascultau pe Hristos, tatăl nici măcar nu comentează ce acționează într-un mod ieșit din comun, ascultă fiul în tăcere și fără absolut niciun comentariu își împarte averea între cei doi fii. Ceva paradoxal, uimitor. Și exact ăsta e punctul pe care Hristos vrea să scoată în evidență și o primă lecție din această parabolă. Tatăl în pilda noastră e reprezentarea antropomorfică a Tatălui Ceresc. La fel ca și acest Tată, Dumnezeu ne iubește în mod necondiționat. Ne dă răbdare, are har, ne dă inclusiv libertatea de a ne decide singur destinul. Dragostea lui, descrisă ca dragostea acestui Tată, este o dragoste care dă libertate obiectului ei, dă libertate persoanei iubite. N-are nimic de a face cu un determinism sec. Nu este o dragoste posesivă, ci este o dragoste care se dăruie, și se dă fiului inclusiv dreptul de a respinge pe tatăl cum de altfel și-o face. De asemenea o dragoste clădită pe, pe acțiune, nu doar pe cuvinte, care jerfește, chiar și atunci când ascultă insulta, nu spune niciun cuvânt. Și asta e dragostea lui Dumnezeu față de noi. De aceea parabola asta e o alegorie a relației noastre cu Dumnezeu. Și aș vrea să reținem acest detaliu și să privim evenimentele care urmează prin prisma aceasta. Versetul 13. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. În primul rând, observați o plecat într-o țară îndepărtată, lumea era la picioarele lui. Tânărul ăla are bani și la fel ca acum bani aveau putere. Nu știm în ce țară s-a dus, dar știm în detaliu că țara era numită îndepărtată și când evrei foloseau expresia aceasta, e clar că se refereau la țările dintre neamuri. Și asta e o problemă, fiindcă știm din Scripturi ce atitudine avea evrei față de cei dintre neamuri. Neamuri, care vom vedea imediat, creșteau porci, adică erau necurați. Păgânii erau necurați și asta înseamnă că erau inferiori, erau oameni de mâna a doua. De altfel, când un evreu se întorcea dintr-o călătorie într-o țară străină, primul lucru când ajungea acasă, își tergea praful de pe picioare, mergea să îmbăia să spele tot trupul ca toată necurăția exterioară să poată să fie dată la o parte. De aceea când tânărul nostru ajunge într-o țară îndepărtată, păgână, într-un teritoriu necurat, ajunge el însuși necurat. Și aici îndepărtat de familie, de popor, rebel cum era, începe să se degradeze treptat și în următoarele versete verdem pașii, treptele acestei degradări. Versetul 13. Când ajunge între păgâni, face și el ce fac păgânii. Acolo și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată și... Legea evreiască nu doar că dezaproba oferirea moștenirii averii înainte de moartea tatălui, dar dacă cumva, spre exemplu, tatăl era pe padă moarte, suferea un accident și dorea să-și împartă averea în condiții critice copilului său, îți era interzisă folosirea, cheltuirea, risipirea averii înainte de decesul tatălui. Pe fiul ăsta nu mai interesează nimic ajunge să păcătuiască nu doar pe plan familiar, cum își jignește tatăl, ci și pe plan social împotriva acestei legi a vremii de atunci. Căderea lui merge mai departe și-o risipit avierea, nu ducând o viață de afaceri sau de lux, ci o viață destrăbălată. Și avem câteva manuscrise biblice, precum cel siriac și peșita, care ne spun că trăit în imoralitate între prostituate. Și asta înseamnă cădere și pe plan spiritual se accentuează căderea, își pierde favorul familiei, al comunității, acum își pierde și favorul divin, viața destrăbălată, dar ajunge să-ți piardă și favorile proprii. Versetul 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și în greaca acestui text, pronumele El este enfatic, ascultătorul dându seama că el însuși, tânărul, a început să-și dea seama că are nevoie Că trebuie, cumva lipsa asta, e pregnantă. De ce? Fiindcă fără bani cu visuri ruinate, Tânărul rămâne nu doar fără resurse, ci și fără prieteni, fiindcă deseori știi bine, prietenii țin că țin și banii tăi. A ajuns atât de disperat încât, spune textul, s-a dus de salipit de unul din locuitorii țării aceleia. Și Cornilescu traduce literal cuvântul grecesc, colao, s lipit, demonstrând disperarea în care tânărul ăsta ajunge. Imaginați-vă că trăind între păgâni era un păcat, dar a te lipi de un păgân de un în prejur, era un fel de ultim grad de umilire pentru un evreu. Ioachim Iremia, un specialist în cultura antică evreiască, ne spune că evrei care se angajau să lucreze pentru păgâni erau obligați, evident în mod conștient, să renunțe la viața lor religioasă atât de importantă pentru ei. Spre exemplu, să calce ziua sabatului, care era sacră pentru evrei, pe când păgânii nu o băgau în seamă. Căderea tânărului nu se oprește, ei șocui și mai mare, când nu doar că își insultă tatăl, fuge între păgâni, își risipește averea, depinde de acest netăiat împrejur, dar ca un semn al degradării totale, slujba pe care o primește este să îngrijească porci. Și porcii erau animalele cele mai detestate de evrei, simbolul animalelor necurate, Levitic 11, Spre exemplu, Antiohie Epifanul, un împărat grec care a urât evrei în asemenea hală, încât atunci când a cucerit Ierusalimul în vremea Macabeilor, a intrat în templu și a cerut ca un porc să fie adus și sacrificat pe altarul templului și cu carnea și sângele să fie mânjit templul ca o de, destrăbălare și ca și o, 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 defăimare a întregii culturi și religii de aici. A fi în contact direct cu aceste animale, deveneai un ultim simbol al necurăției, ne spune un rabin, Baba Kama, din secolul I. Și aici vreau să mă opresc. Să vă prezint un detaliu foarte important. Nu-i prezentat în textul nostru, dar îl putem deduce. Toate astea, jignirea tatălui, ilegalitatea risipirii moștenirii, viața destrăbălată, asocierea cu păgânii, îngrijirea porcilor în Midrash, care era o scriere antică veche, evreiască, erau pedepsite drastic printr-un act juridico-religios intitulat Chețațah, adică actul tăierii. Hai să vă explic în ce constă acest act. Ieremia ne îl descrie în Ieremia 19. Când cineva a păcătuit cum s-a întâmplat cu acest tânăr, cunoscuții membrii familiei, vecinii se adunau în fața casei acestui tânăr. Și reprezentantul familiei, cel împotriva căruia s-a păcătuit tatăl, trebuia să vină cu un vas de lut în fața tuturor și să-l spargă. Prin asta se simboliza distrugerea relației acelui om, tăierea acelui om din familie, din comunitate. Și niremea 19, poporul ales de Dumnezeu, sfințit de Dumnezeu. Oameni cărora Dumnezeu li s-a făcut cunoscut l-au părăsit în apostazie. Și dacă în capitolul 18, în pilda olarului, Dumnezeu le mai dă o șansă, în capitolul 19 îi judecă și spune așa. Așa vorbi Domnul. Du-te la cumpără de la un olar un vas de pământ, ia cu tine pe câțiva băt bătrânii poporului și bătrânii preoților, du-te în valea Ben -Hinon, care este la intrarea porții olăriei și acolo să vestești cuvintele pe care le voi spune. La poarta olăriei, de obicei era în, în Agora, era în piața cea mai importantă a orașului și acolo era un fel de, de uh, loc de taifas, de, de, se încheiau contracte, se ascultau știrile zilei, se pronunțau judecăți. Să spargi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine, să le spui așa vorbește Domnul știrilor. Tot așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta cum se sparge vasul unui fără să poată fi făcut la loc. Și știm bine că legământul s-a rupt, relația lui Dumnezeu cu Israel a fost tăiată. În limbajul biblic, conceptul acesta al tăierii, chețațah, are tangențe numeroase în Vechiul Testament. Cornilescu traduce termenul acesta în Scriptură prin nimicire. Va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Era aplicat celor care păcăteau grav, mai ales păcate cu voia. Oameni care erau nimiciți, carat în ebraică, tăiați separați prin tăiere de poporul lui Dumnezeu. Foarte interesant că Isus îl folosește, știți unde, nu? Ioan 15, vița, buc, care nu aduce rod. Pave, Roman 11, tăierea ramurilor din măslin datorită necredinței lor. Bun, înțeleg că în contextul istoric social hai să zicem că a fost treaba asta, dar spunem din text, pe mine mă interesează din Biblie, S-a întâmplat chiar lucrul acesta, da, versetul 24. Când fiul se reîntoarce acasă, o să ajungem acolo, tată rostește câteva cuvinte foarte specifice, caracteristice acestui ritual. Când spune așa, acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. De ce? Fiindcă cel care conducea ritualul, în cazul nostru tatăl, când ținea vasul în mână și era pe punctul să-i dea drumul să-l spargă, pronunța două cuvinte caracteristice acestui ritual. De acum înainte, acest om este mort față de mine, față de noi și socotit, pierdut, trece în inexistență. Bum! Cei tăiați, deși erau fizic în viață, erau socotiți morți și pierduți din punct de vedere social și spiritual. De aceea când rar se întâmpla că o astfel de persoană să fie reabilitată, cel care a decretat această să o putea face în cazul nostru tatăl și era obligat să folosească exact aceleași cuvinte în anularea acestui verdict inițial. Da, acest fiu al meu era mort, dar a înviat. Era pierdut, dar a fost găsit. De aceea detaliul acesta este atât de important, fiindcă fiul la momentul acesta nu mai are niciun drept în familie sau în comunitate. Și asta îl duce la disperare. uite te în versetul 16. Mulți și-ar fi dorit el să se bucure, să se saturele cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Au ajuns să vadă că porcii erau mai importanți ca ei, el, cel puțin primeau mâncare, el nici măcar atât. O, o, ajuns să tânjească după hrana lor. Care hrană? Erau două feluri de roșcove folosite în perioada aia. Șami, un fel de mure comestibilă folosită de oameni și bari, un fel de tufiș uscat cu spini care producea roșcove mici și mare, necomestibile, era folosit ca hrană pentru animale. Despre asta e vorba. Observați, nimeni nu i-a dat. Tânărul a fost atât de umilit, încât ajunsese mai josnic decât porcii care primeau mâncare. El nici măcar nu primea. Și aici vreau să mă opresc din nou. De ce fiind aici jos, ne uităm un pic și la noi. Cât de ademenitor e păcatul în faza primordială. Avere, bani, viitor, independență, viață destrăbălată. Observați cum încetul cu încetul momeala se topește și vârful ascuțit al cărligului începe să spintece și să rupă în carne vie. Și pas cu pas rupe omul de familie, rupe omul de comunitate, rupe omul de Dumnezeu, rupe omul de ceea ce a fost el odată, îl duce la sclavie, la dependență, la bătaie de joc, la stare de disperare. Și dacă totul s-ar opri aici, am dat dreptate lui Sartre, lui Camus, care spun că viața nu merită să fie trăită, fiindcă totul duce spre degradare și dezintegrare, dar ce frumos e că parabola asta nu se sfârșește aici, ci continuă și partea a doua e și mai importantă. Versetul 17, în toată starea asta cumplită, ceva se întâmplă în viața lui și a venit în fire. Expresia folosită în Noul Testament este echivalentul termenului metanoia, ceea ce înseamnă pocăința, te trezi la realitate, a-ți a, a da seama că ești pe un drum rău și a te întoarce pe un alt drum. Și își dă seama tânărul ăsta că instinctele animalice în care. L-au împins în poftă și perversiune, l-au transformat într-acest fel de animal mai degradat decât porcii care îi sluja și vrea să schimbe direcția, să se întoarcă. Unde să se întoarcă? Păi de unde venise? Și au venit în fire și au zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. De ce la tatăl? Pentru că acolo știa că n-a dus niciodată lips. Tatăl se îngrija ca totul să fie ok, își dă seama că e într-o stare mai degradantă decât servii tatălui său. Dar vedeți, întrebarea se pune, cine mai poate să dea ochi cu un tată pe care l-a umilit, l-a jignit public, cu un tatăl pe care l-a făcut de rușinea vecinilor și comunității întregi, un fiu risipitor? Cine mai poate ierta? Și totul spune el, mă voi scula. Și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă ca unul din argații tăi. Și în lupta aia dintre disperare, umilință, pocăință, ultima învinge, observați cât de adâncă e pocăința lui. În primul rând, fiul recunoaște că păcătuind împotriva tatălui, a păcătuit împotriva cerului. Nu doar că a călcat una din cele zece porunci să respecti pe tatăl și pe mama ta, dar trăind în păcat, făcând ce fac păgânii, l-a insultat în mod direct pe Dumnezeu Tatăl Ceresc, de aceea prima rugăciune a lui e adresată cerului. Tată, am păcătuit împotriva cerului și apoi împotriva ta. Observați că nu dă vina pe altul. Nu încearcă să se justifice. Ci eu am păcătuit. Ba mai mult, e atât de conștient de consecințele păcatului, încât spune, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Știa că nu mai are niciun drept. Era victima lui Chețața, era tăiat din familie, din comunitate, mort, pierdut, din punct de vedere juridic. Da, biologic era încă fiu, dar vedeți, social, juridic, legal, nu mai era. Păi cum să poate așa ceva? E foarte simplu. În procesul de adopție al zilelor noastre, dacă copilul este luat din, la orfelinat sau de la spital sau din alt loc și dat înspre adopție, legea prevede o anumită perioadă de timp în care părinții lui biologici să reacționeze, să-l caute, să le înapoi, să nu fie de acord cu adopția. Dacă în acea perioadă în care trece ei nu apar, prin legea cei părinți își pierd drepturile parentale și copilul acela trece sub tutela altor părinți. Din acel moment, din punct de vedere juridic, el nu mai este fiul părinților biologici, ci și-a pierdut statutul și relația cu ei. În mântuirea lui Dumnezeu lucrurile stau tot așa. Noi putem să fim adoptați de Cel Divin. De ce? Fiindcă în mod natural noi suntem născuți în fire, copii ai mâniei, destinați pierzării, dar când prin credință, acceptarea jertfei lui Hristos, noi putem deveni copii ai lui Dumnezeu și spune textul, tuturor celor ce l-au primit pe Hristos le-a dat ce? Dreptul, observați, nu e o chestie naturală, e o chestie juridică, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. De aceea în fierea din Roman 8 e o chestiune de drept. Noi suntem socotiți neprihăniți, fiindcă ontologic noi în ființa noastră nu suntem, dar Dumnezeu prin Hristos ne socotește. E acolo, e fiul risipitor. Tată, nu mai sunt vrednic să mă chem, eu nu mai am niciun drept. Chiar dacă nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă totuși măcar ca unul din argații tăi. Argații erau persoane care nu aparțineau stăpânului. Erau zilieri angajați temporar, fără dreptul, fără privilegii de care slujitorii casei beneficiau. Tată, primește-mă nici măcar la nivelul servilor, măcar ca un argat. Și observați cum pocăința lui nu e doar la nivelul minții, ci în practică. S-a sculat și a plecat de la tatăl său. Și asta e adevărata pocăință. Nu doar că îți pare rău de păcat, dar ales să te lepezi de el, să te întorci înspre Dumnezeu. Și observați în text, ceva ce e un moment extraordinar, care dacă până acum evrei, oarecum erau uh, 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 mișcați de toate de toată, uh, evenimentele astea, acum, la momentul ăsta, abia așteaptă să vadă ce se întâmplă. Să vadă ce o să-i facă tatăl, fiindcă, potrivit lui Deuteronom 21 cu 18, spune așa: Dacă un om are un fiu neascultător și în care nu ascultă nici de glasul tatălui, nici de glasul mamei, nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia. Să-l ducă la bătrânii cetății, la poarta locului în care locuiește, să spună bătrânilor cetății, iată fiul meu neascultător, îndrădnic, neascultă de glasul nostru, este lacum, este bețiv, exact ca și trăind o viață destrăbălată, da? Și acum fii atent. Toți oamenii din acea cetate să-l ucidă cu pietre, să moară. Astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă să se teamă. Și evreii abia așteptau să vadă ce se întâmplă cu acest fiu. Și ce le spune Iisus? Când era încă de departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Și aici e interesant să vedem ce a făcut tatăl. L-a văzut și a început să alerge. L-a sărutat l-a îmbrățișat ceea ce era imposibil pentru un om să perceapă în acele vreme. Omul ăsta trebuia pedepsit, trebuia executat chiar. Ne descrie un rabin din secolul I, Ben Sirach, modul în care fii risipitorilor întâmpinați de cei pe care îi păsă, părăsiseră, fii atent. Când mulțimea îl venea, chiote și strigăte sunau, Se dădea de știre că risipitorul era în apropiere. mulțim de oameni se adunau, îl bagiocoreau, îl scuipeau, îl loveau cu bețe, cu pietre, cu pumni. Fiul nostru nu ajunge acolo. De ce? Datorită de unui detaliu extrem de important. Tatăl, când îl vede, pong, începe să alerge spre el. De ce? Ca fiul să nu fie afectat. Tatăl trebuia să ajungă primul, cel care fusese, împotriva căruia se păcătuise, să-i asigure protecția. Să nu fie bătut, să nu fie bagiocorit, în loc ca fiul să alerge înspre el, tatăl alergă înspre fiul. În vremea aceea, pentru un bătrân, fii atent, să alerge, era o mare rușine. De ce? Ving? În vremea aia, bărbații purtau poale lungi. De aceea, cei care vin cu îmbrăcăminte femeiască și bărbătească, trebuie să mă citească un pic scripturile. Poale lungi, care ce făceau? Când trebuia să alergi, țineți minte ce spune Petru. Încingeți-vă coapsele, adică ridică-ți aia, mantau aia, bărbate. Puneți-o printre picioare, leagă-ți, o să poți să alergi. Fiindcă nu aveai cum altfel. Și în vremea aceea, pentru un evreu în vârstă, să-i se vadă picioarele până la genunchi, era o mare rușine. Spunea Aristotel, oamenii care se consideră niciodată în larg în public, dar tatălui nostru nu-i pasă de tradiție, de vorbe, trece peste toate legile și regulile societății, ignoră bârfa străzii. Observați cum e prezentat întâlnirea, a căzut pe grumazul lui și l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult și limba greacă imperfectul e folosit, adică în mod continuu l-a sărutat. De ce vin că sărutarea era semnul acceptării? Face ceea ce niciun tată vreodată în acele vremuri n-ar fi făcut. Își acceptă copilul fără nicio condiție în public spre uimirea întregului sat. Și fiul îi zice, Tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vremnic să mă chem fiul tău. Și aici, tatăl îl întrerupe. Nu la întâmplare. Vă aduceți aminte cum și-o pregătit spiciul fiul să-i mai spună ceva? Ce trebuia să-i mai spună? Fă mă ca unul din argații tăi. Nu, no, nu, no, nu, no, tatăl îl întrerupe chiar acolo. Dar, conjuncția adversativă, tatăl, prin contrast, spune robilor săi, Aduceți haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu el cea mai bună. Haina de sărbătoare a tatălui, nu a fiului. Fiul cheltuitor, nu mai bun nimic. Tatăl îi dăruiește cea mai scumpă haină ca semn pentru el și cei din jur că fiul a fost iertat și acceptat în familie. Doi, puneți un inel în deget. În acele timpuri, inelul purta pe cetea familiei. Era modul prin care familia și întreținea businessul. Orice act de vânzare, cumpărare era întărit prin semnarea unei hârtii și punerea unei peceți prin intermediul acelui inel. În vremea noastră, acel inel e ca și cum tatăl vine și îi dă cardul de credit. Șoc mare pentru cei ce priveau. Puneți-i sandale în picioare, de ce vin că numai oamenii liberi purtau sandale, încălțăminte, slujitorii, cei săraci umblau de scolți. Prin asta dă semn servilor să priceapă că fiul ăsta, deși pierdut, e reabilitat nu la nivelul argatului, nu la nivelul servului, ci la nivelul fiului, el nu va fi sclav. <coughs> ce contrast! Fămă ca unul din argații tăi și tatăl îl face ca cel mai deosebit dintre fiii săi. Și observați cui sunt adresate poruncile acestea. Îmbrăcați-l, puneți-l, încălțați-l, servilor în public, ca tot să audă că acest fiu pierdut a fost reabilitat, că el nu va sluji, ci va fi slujit, ba mai mult. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați l să mâncăm și să ne veselim. Vise, vitele puse la îngrășat erau ținute pentru o mari. mare. Erau tăiați la sărbători când întreaga comunitate participa și este un semn clar că dacă întreaga comunitate l tăia și l respins din mijlocul ei, e normal ca aceeași comunitate ca întreg să participe la reconcilierea lui și ca lucrul să fie și mai clar și mai respicat. Tatăl spune că, că acest fiu al meu era mort, am înviat, a fost pierdut și acum e găsit. Chețațaul ritualului anihilat, reconcilierea acceptată. Paradoxal! Și Costa. Ionid, recunoscutul geniu poetic, pune în versul acest contrast vivid între cuvintele fiului și răspunsul tatălui. Observați, vă rog, forța acestor versuri. Fiul. Sunt vinovat față de cer, față de tine, tatăl. Aduceți iute haina cu rubine, să-ți fiu copil, acum nu se mai poate, Puneți ți un inel cu nestemate, chiar să fiu fiul tău în har prea mare, tăiați vicelul cel de sărbătoare, primește-mă acum, ca rob de acum înainte, aduce-și cea mai bună încălțăminte, cum, tată, pot să cred că m-ai iertat? Ai fost pierdut și iarăși te-am aflat. Nu este culmea ironiei, că la început avem un fiu care își dorește să-și vadă un tată mort, iar la sfârșit îl găsim pe fiu fiind mort și acela stat încercând să reînvie. Și aici ne oprim din studiul nostru exegetic și trecem la partea practică. Fiindcă textul ăsta vorbește multora dintre noi. În primul rând, dacă citim contextul, observat versetul întâi, parabola asta e dată ca o pildă fariseilor care erau prezenți în audiența lui Hristos. Spune așa textul, toți vamișii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și atunci Isus le-a spus pilda aceasta. Farisei își dau seama că tatăl din parabola lui Hristos e Dumnezeu. Iar firii risipitori erau vame și și păcătoși cu care se împărtășa Hristos, călcând peste legile și tradițiile existențe. Hristos le arăta har și sângele fierbea în ei. Și asta e lecția harului, prima lecție care o desprinde din parabola noastră. Și aici Hristos vorbește bisericii noastre, bisericii lui, unora dintre noi care am fost atât de prinși de reguli și tradiții, încât am înecat harul, mila și dragostea divină. Nu să tolerăm păcatul, ci să avem milă față de cei păcătoși care, da, au păcătuit, dar poate se pocăiesc de acel păcat. Am stat de vorbă cu atâția fi risipitor, nu puțin încă mai rătăcesc pe afară, nu că n-ar avea intenție să se pocăiască, ci pentru că le este frică să se întoarcă, că dacă ori dau ochii cu noi, eu am tratat mai rău decât animalele unde ori sluji până acum. Dacă Ion ar fi păcătuit împotriva noastră, cum o păcătuit împotriva lui Dumnezeu, cu siguranță noi nu i-am fi trimis o balenă să-l țină în viață, ci un rechin să-l devoreze. Deci, atenție, sunt unii care, Avertizarea lui Isus e valabilă și azi. Voi închideți oamenilor în părăția cer, nici voi nu intrați în ea, nici pe cei care vor să intre, nu îi lăsa să intre. Dacă Hristos a venit în lume să mântuie și să izbăvească pe cei ce erau pierduți, atunci eu și cu tine, noi care purtăm numele lui Hristos, suntem creștini, trebuie să facem la fel. Biserica nu e un muzeu de sfinți, am vrea noi să fie, ci e un spital pentru cei păcătoși. Și sincer vă zic, da, e ușor de zis, dar e greu de trăit, fiindcă harul, deși se dă pe gratis, costă scump, extrem de scump. L-a costat pe Dumnezeu viața Fiului Său, așa cum ne costă și pe noi când ne asumăm riscul de a întinde mâna unor oameni cu trecut murdar, unor fi risipitori pe care uneori lumea, de multe ori biserica, respinge. Dar tocmai ăsta e harul în favor, nemeritat, ceea ce lumea respinge, Dumnezeu acceptă. Am botezat un român care în ultimii ani a trăit în diferite țările Europei din vest și a avut o reputație în lumea interlopă a diasporei. Îl numeau Maradona. În Spania a lucrat cu mafia albaneză, în Olanda se ocupa cu trafic de droguri, în Franța cu furturi și jafuri. De la el am învățat că Maradona nu-i recunoscut doar în fotbal, ci și în alte sporturi de stradă. De ce? Fiindcă trei sau patru dintre ei din gașca lor împreună cu un băștinaș care cunoștea limba fără accent da, a țării respective, se îmbrăcau, furau uh, uniforme de polițiști, spre exemplu, se îmbrăcau în ele, opreau între localități cât un autobuz și sub pretextul unei razii de urgență adunau toate actele împreună cu toate pormoneele persoanelor din auto autocar. Când coborau jos, se urcau în mașină și o tuleau de acolo. Triblau rapid după ce marcau și -o maradona, da? Nu ți este ușor să accepți un astfel de om în biserica ta, așa cum nu ți este ușor să accepți femei și fete care pentru ani de zile stăteau la marginea orașului, racolând șofer de tiruri, practicând prostituție internațională. Avem în biserică o familie care s-au dedicat recuperării unor astfel de persoane, oameni care și-au pus toată casa la dispoziție, să oferă cazare și masă, consiliere, suport financiar, să protejeze, să recupereze astfel de fete. De aceea, când stau și mă uit în biserică și în dreapta, văd fetele alea în centru, interlopi în recuperare, la gradene câțiva care se luptă cu alcoolismul, cu drogurile, dar îi văd că vin înspre Dumnezeu mă cuprind tot felul de gânduri și sentimente, dar mereu îmi pun întrebarea dacă Dumnezeu îi primește, cum pot eu, cum poate biserica care e mireasa lui Hristos să nu i primească. Dacă El îi acceptă și vrea să-i schimbe, cum să nu-i accept și eu și să nu ne ocupăm de ei? Da, este un risc. Uneori pierzi timp, energie, bani, uneori reputație, când îi vezi pe unii cum se reîntorc la porci unde o slujit până acum. Dar e mai bine să-ți asumi un risc, să investești în vieți, să pierzi câțiva, dar să câștigi pe alții, fiindcă mulți pot fi rescumpărați. V-ați terminat clădirea bisericii. Administratorul nostru de șantier, pentru cei patru ani jumate cât a derulat procesul de construcție al actualei clădiri, a fost un tip care, în urmă cu mai bine de 10 ani, Cineva m-a dus să stau de vorbă cu el și soția lui m-a întâmpinat la ușă plângând și rugându-mă să nu intru în cameră, fiindcă soțul ei mă va jigni la greu. Am intrat din prima și din prima mi-a zis, tu ești pastorul, da, pocăiți, ascultă-mă, eu am ură pe pocăiți. Pe poarta mea, acum am fac o casă, pe poarta mea să scrie pocăiți au ce să intre aici. Și în urma acelei discuții cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu m-am trezit nu doar în biserică cu el, inclusiv în grupul meu mic. Și astăzi au ajuns să facă mentenanță în biserica noastră. Inginerul nostru, șeful nostru de șantier, a fost un interlop care pentru ani și ani și ani de zile a fost într-una dintre cele mai cunoscute găști de interlop din Arad. Un tip care a tras la țepe cât nu putea nici la țepe să le numere. Și după ce s-a întors la Hristos și am început să clădim biserica, a zis, eu vreau să răscumpăr tot trecutul meu murdar, să-l dau lui Hristos, să fac ceva pentru el lasă-mă în lucrările bisericii, să ajung și eu cu ceva. Și ajung șef de șantier. De ce? Pentru că voi știți cei care lucrați în construcții, cum merg construcțiile în țara asta. Cum toți vor să te fure, să ți tragă țepe, să te înșele. De la contracte, la oferte, la omul ăsta când intra în discuții cu ea, fiindcă deja cunoștea toate, îi mirosea din prima. Și fără să apeleze la metodele lui, dacă era pocăit. Dar folosindu-și fermitatea și simțul și cuvintele exact cele care trebuia ne-au protejat biserica și am reușit să o clădim până la capăt fără absolut niciun furt și fără nicio problemă. E greu să înțelegi harul lui Dumnezeu, dar n-ai cum să înțelegi până ce nu riști cum a riscat Dumnezeu și cu unii dintre noi. Că dacă nu le dădai vreo șansă, unde am fi ajuns? De ei, dar vezi, în biserici, precum în vremea lui Hristos, sunt și farisei. Și farisei nu vor să dea șansă, fiindcă ei nu fac diferența între păcat și păcătos. Hristos o condamna păcatul, dar a iubit păcătosul atât de mult încât și-o dat propria viață pentru el. Ilustrând lucrul acesta, o vorbă românească spune așa, Sfântul Ioan era cioban tare bun la Dumnezeu. Într-o zi s-a rătăcit un miel, căutându-l, a alergat după el trei zile pe ape și pe câmp, trei zile și trei nopți, când l-a prins în brațe, I-a sărutat copitele și a zis, săracul de tine, tare trebuie să te fi durut pe tine piciorușile astea că te-ai alergat. Să fi fost vreun altul, dintr-o dată îl tăia. Atunci Dumnezeu l-a făcut sfânt. De aceea să învățăm prima lecție, lecția Harului. Dar întotdeauna lecția Harului vine la pachet cu lecția păcatului. Fiindcă n-ai cum să experimentezi Har dacă n-ai trecut prin lecția păcatului și păcatul mult mai mult decât în orice altă parabolă imaginea asta grafică care descrie căderea fiului, cele cinci fazele de căderii, e o analiză cancerului spiritual care ne poate afecta pe fiecare dintre noi primul pas în păcat întotdeauna e răzvrătirea, împotrivirea noastră față de Tatăl Ceresc cuplată cu dorința de a fi independenți și eu nu mai vreau să dea socoteale nimănui, lăsați-mă în pace în văd eu de viața mea și interesant nu, unde puțin ori Dumnezeu ne lasă de capul nostru și ajunge la următorul pas risipindu-ne resursele cu care El ne-a binecuvântat. Ne risipim sănătatea, o băgăm pe alcool, pe droguri, pe țigări. Ne risipim familia, nu mai avem ce să căutăm cu familia, banii, trupul, caracterul. Dar la fel ca și în parabola noastră, plăcerea înșelătoare a păcatului ține o clipă și consecințele simediate, dar ține o viață întreagă. Nu puțin... Dintre noi ajungem unde a ajuns fiul risipitor în sclavie. Și odată prinși în acest al treilea pas, când ne vedem starea disperată, nu mai reușim să scăpăm de ea. Și dacă cumva ești acolo, cartea asta, cele șapte păcate cardinale, poftă, lăcomie, mânie, lucrurile astea care se leagă și nu mai știi cum să scapi de ele, poate să te ajute. Și dacă nu-i destul, odată cu intrarea omului în păcat, o întreagă altă gamă de păcate se infiltrează în viața lui și în final ajunge la disperare și săptămânal consiliem oameni disperați, loviți, chinuiți de păcat. Săptămâna trecută am stat de vorbă cu fiul unui diacon care acum câțiva ani de zile, 5-7 ani de zile, a plecat într-o altă țară după ce s-a căsătorit la o săptămână. Ca românul, bă, trebuie să fac bani, m-am luat nevastă, hai să merem în altă țară, că ne plătesc mai bine. Și s-o depărtat de casă, s-o depărtat de biserică, a ajuns într-un mod atât de disperat încât în loc să se întoarcă acasă de rușine, o zis că iese el cumva și în loc să-și caute refugiul în Dumnezeu și l-a căutat prima dată în băutură. Doi, în jocuri de noroc și până la urmă a ajuns la droguri și la prostituate. A devenit atât de legat încât și-a luat trei joburi să poată să cheltuie cei șase de euro pe lună cât trebuia să-l coste Gramajul ăla de crack, de droguri care trebuia să le ia Era atât de legat Și-o pierdut soția, casa, mașina L-am întâlnit și mi-a zis Spraf, prunc de diacon Rebeliune Independență de Dumnezeu Risipire Fiindcă fiind ademeniți de momai la păcatului Când te prinde și totuși în sclavie Nu face altceva decât să te distrugă și interesant că îi distruge și pe cei care noi îi privim ca și oameni realizați, oameni cu bani, cu funcții, cu succes. De fapt, statisticile arată că cele mai multe sinucideri n-au loc în rândul celor săraci, celor bogați. Cele mai multe antidepresive scumpărate de cei care au, nu n-au lucruri în viață. De ce? Fiindcă nu banii, nici succesul, nici funcțiile nu reușesc să-ți umple golul sufletesc pe care îl simți și te trage să cauți alte refugii, escapisme, să ți l umpli. De aceea nu mai căuta să ți umpli cu bani, cu succese, cu realizări, ce umple ți l cu ceea ce îți dă Dumnezeu și anume cu mântuirea Lui. Să nu ajungi în această stare de disperare în care a ajuns acel proroc cu tupeul, numesc eu Habacuc. Singurul proroc care atunci când își începe prorocia, cartea în Vechiul Testament și o începe cu fraze, de ce nu mă asculți, Doamne? Până când mă las să văd unde e dreptatea ta? Nu-mi răspunzi rugăciunilor. Era în disperare. De ce? Vin că poporul era în disperare. Păcătuise se atât de mult când Dumnezeu era silențios. Eu lăsat în voia minților. Dacă treci prin stări de disperare și Dumnezeu nu-ți mai vorbește, ia-l pe habacul cu tine și învață de la el. Ori omor tu păcatul, ori te omoară el pe tine. Și câți nu au ajuns să sufere din greu, fiindcă o altă lege divine spune așa, ales păcătuiește, păcătuiești, ales să suferi. N-ai cum altfel. Asta e lege. E cum să ies din ciclul suferinței, al anxietății, al păcatului în care am fost prins, e a treia lecție atât de evidentă din parabola lui Isus, lecția pocăinței. Nu contează cine ești, ce ai făcut în viață, nu contează că ești baptist, ortodox, penticostal, ateu, că ești pentru prima dată în biserică, că te-ai depărtat de luni de zile, dacă în sinceritate te apropii de Dumnezeu și vrei să scapi de păcat, pocăința e Biblia nu vreun om, vreo biserică sau vreun cult îți spune, pocăința e Și textul ăsta ne prezintă pașii pocăințe. primul, recunoașterea nevoii. Primul pas pe care trebuie să-l faci și tu să-ți recunoști nevoia Fiul cel tânăr și-a recunoscut nevoia, are nevoie de tată. Tata am păcătuit, își mărturisește păcatul. Spunea Noica, toată viața noastră morală începe aici, între fiul risipitor și fratele lui. Ne pierdem și ne pocăim sau ne păstrăm și ne împietrim inima. Recunoașterea nevoii doi, părerea de rău. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Știu că te-am jignit, știu că te-am făcut, știu că mi-e rușine. Îmi pare rău, nu cer să mă tratez ca înainte, ci ca mai de jos serva al tău, fiindcă tată nu merit. Și sunt persoane, din păcate, care trec ușor peste acest pas, păcătuiesc, se simt vinovați, vor să pocăiască și recunosc păcatul, chiar renunță la el, dar prea puțini vezi în durere, în lacrimi, în păreri de rău. Dragul meu, vreau să spun că biblic vorbim, nu există pocăință fără părere de rău. Atenție, părere de rău, nu față de consecințe, fiindcă mai vin unii și îți plâng, îți plâng, îți plâng, îți plâng, ce îți plâng? Își plâng durerea, dezastru în care au ajuns, nu-ți plânge consecințele, nu-ți plânge troaca de porci unde ai ajuns, plângeți păcatul care te-a dus într-acolo. De aceea fiul strigă, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu, oi, oh, fii atent, mi-am pierdut bani, am ajuns la porci, își joc de mine, nici vorbă. Am păcătuit, tată, clar treaba asta și trei, te întorci spre Tatăl. Nu e de ajuns să-ți vii în fire, să-ți recunoști păcatul, nici măcar să-ți pară rău. Ci pasul trei, lasă porcii lumii astea și vin acasă. Pocăința fiului n-a fost doar la nivel mental, ca o spovedanie mecanică pe care o faci de paș, de Crăciun, ci el vrea să scape de păcat și Dumnezeu spune pocăința înseamnă cu mult mai mult decât o spovedanie. Te scoli și pleci de acolo. Și asta a făcut. S-a sculat și a plecat. De ce? Fiindcă numai El îți poate lua povara. Numai în El avem iertarea păcatelor, spune Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de ori și ce nelegiuire. Ori și ce nelegiuire. Într-o vreme, în timp ce predicam, vedeam un bărbat care stătea la balcon, noi încheream o sală în perioada respectivă și de fiecare dată când începeam să predic, își pleca privirea și stătea tot timpul cu capul plecat pe întreg parcursul predicii mele. N-am știut ce să cred, fiindcă îl vedeam. Așa că într-o zi am vrut să aflu și eu ce se întâmplă cu omul ăsta. Și am aflat. Era un bărbat bine făcut în jur de 50 de ani, care când a stat în fața mea, prietenul său, m-a venit și m-a zis, frate Cristi, omul ăsta și-a petrecut viața cu peste 300 de femei. Acum începe să-și vină în fire, începe să-și dea seama în ce-o trăit. Și din cauza asta, când tu deschizi cuvântul lui Dumnezeu de rușine, nu-și mai poate ridica privirea, îi pare rău. Și am zis, foarte bine, ești pe drumul cel bun, hai să ne rugăm pentru tine dar trebuie să mai faci un pas. Nu doar să recunoști, doar să-ți pare rău, trebuie să te lepezi, să vii cu totul înspre Hristos. N-am mai făcut și pasul ăsta și mi-a fost milă de el, Încă Dumnezeu iartă, dar nu iartă oricum, ci iartă atunci când noi ne pocăim până la capăt, când renunți la păcat și revii acasă. Atunci primești acea pace pe care nopți întregi tânjești după ea, fiindcă prin pocăință ești liberat, e spălat, trecutul e anihilat și și se dă o șansă viitorului. Foarte interesant, pocăința de nădejde și celui mai neiubit dintre pământeni. Fii atent cum. Textul nostru a fost scris într-un mediu ebraic, a fost format într-un mod anume. Domnul Hristos l-a pus în așa fel încât grandiozitatea iertării lui Dumnezeu să iasă numai din povestirea în sine, ci din modul în care textul a fost aranjat și prezentat. Fiate, în parabola asta e un chiasm. Ce chiasm? E o figură de stil care constă în reluarea în ordine invers sau unor cuvinte sau expresii. Structura poetică a acestei parabole folosește acest paralelism inversat. Hai să vedem. Următorul slide. Aș s-o trezit și băiatul meu, mă bucur. Structura poetică, <laughs> observați, sunt 12 versete. Eu sunt împărțite în două grupe de câte șase. Fiecărui verset din primul calub de sus îi corespunde un verset din al doilea calup de jos, complementar în structură și în înțeles. Prin îmbinarea acestor versete, două câte două, cititorul atent poate observa nu numai punctele esențiale ale parabolei, dar și semnificația ei. Totul pornește de la stânga, observați, din punctul binecuvântării și se termine cu punctul binecuvântării. Totul converge spre centru, unde se află momentul culminant al pocăinței, cei cu roșu. Între prima binecuvântare și pocăințe, spașii de căderii, bunuri folosite, totul îi pierdut, marele păcat, respingerea totală. Și mai apoi, pașii reabilitării, acceptare totală, marea mărturisire, totul e câștigat, bunuri folosite cu un scop bun. Totul însă e în paralel și totodată în contrast. De ce în contrast? Fiindcă atunci când ajungi să-ți vin fire, să realizezi unde ești, începi să schimbi mintea, ți se schimbă și atitudinea și începi să simți ceva ce Dumnezeu așteaptă ca tu să simți. Și nu doar că simți, ci începi să și faci, să schimbi faptele, să te scoli, să lași, să pleci, să te întorci. Observați cum nu există căderi oricât de adânc ar fi pentru care Dumnezeu să n-aibă soluție. Pentru fiecare treaptă a căderii există o treaptă a reabilitării noastre. Cum spunea Johann Sebastian Bach, nu există sunet sau notă pe gama variată a vieții omenești, cu care Harul lui Dumnezeu să nu se poată armoniza. Și Baha a dreptate. Cheia însă e pocăința noastră. Acel moment extraordinar prin care se activează Harul infinit al lui Dumnezeu, momentul în care trecutul e uitat și viitorul începe, momentul în care nu mai e singur pe lume, ci îl găsești pe Dumnezeu și când îl găsești pe Dumnezeu, îl găsești pe Tatăl tău. Prietene aleargă în zări largă, sunt multe bucurii în lumea largă. Dar când le guști pe toate rând pe rând, rămâi mai însătat și mai flămând. Ferice de acel ce în ceasul greu își amintește că există Dumnezeu și mai ferice de acela ce deodată a înțeles că Dumnezeu e Tată. Hai să ne plecăm în capitele noastre. Tatăl nostru care ești în ceruri, parabola asta ne aduce aminte că ești Tatăl nostru. Ne aduce aminte că suntem sau putem deveni fiii Dar ne aduce aminte și de ce suntem noi și ceea ce ești tu. Și mai ales de ce ai făcut tu pentru noi și de câte vrute și nevrute am făcut noi împotriva ta. De aceea, Doamne, Tu ne-ai vorbit prin acest text în dimineața asta și fiindcă ne-ai vorbit, cu siguranță aștept un răspuns de la noi. De aceea, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, stai acolo lângă inima noastră și stârnește acel răspuns în noi. Fiindcă aici, Doamne, sunt oameni, unii care au nevoie de mântuire. Unii care niciodată n-au ajuns să poată, cu tot din adinsul și în adevăr, să te numească Tată, fiindcă Scriptura spune că da, tu ne-ai creat pe toți, dar asta înseamnă că ești Creator. Omul, în mod automat, nu-i Copilul lui Dumnezeu, cum mulți dintre noi credem, ci doar atunci când Îl primim pe Hristos, tu ne dai dreptul datorită acelui act al credinței, să ne numim copii ai lui Dumnezeu, să te avem ca Tată. De aceea, Doamne, dacă sunt astăzi persoane aici care n-au făcut pasul acesta, sunt aici fiindcă te respectă, cred în tine, dar încă n-au această relație de Tată-Fiu, te rog, Doamne, în dimineața aceasta vorbește-le și de le putere să ia această hotărâre. Dacă de dea în brațele tale, de a te recunoaște ca tată, de a le ierta păcatele, de a intra în relație cu tine, în legământ. Dar, Doamne, poate în dimineața asta sunt aici fii și fiice care au ajuns în acel punct, dar care, la fel ca și acest fiu, au fost atrași, a împinși de lumea asta. Și asta știu clar Credința lor e aproape nulă Sau unii dintre ei sunt chinuiți Și schinuiți pe de-o parte de păcatele în care au ajuns Pe de altă parte de Duhul cel Sfânt Care nu-i lasă, ci le vorbește vingă Duhul, o sarcina lui este să se ne convingă de păcat dacă ești aici, fiu risipitor sau fică, nu trebuie să fi trăit ani de zile între porci, ci poate de câteva luni de zile te simți că te-a dus valul. Știi tu prea bine în adâncul inimii tale ceea ce numai tu și Dumnezeu știe, ba nu, și Satan știe cât de mult te-a depărtat de Dumnezeu. Poate asta e dimineața în care Dumnezeu ți-a vorbit atât de clar să vii să te întorci la El, să lași spini, să lași roșcovele, să lași să te lași eliberat, spălat, curățit, reabilitat de El. Dar poate că ești în dimineața asta aici și oarecum ai fost tulburat de anumite cuvinte pe care le-ai auzit. Fiindcă oarecum Duhul ăsta al fariseismului îl simți în tine. Și chiar dacă nu recunoști, tu știi că judeci pe alții. Tu știi că mereu ai rătat înspre alții, mereu te vezi mai sfântă ca alții, mereu te vezi mai sfântoc ca alții. Mereu lovești, mereu tu ești mai bun, mereu vezi greșelile în ceilalți, poate în pruncii tăi, Și poate tu ai nevoie de pocăință în dimineața asta, fiindcă această parabolă, Iisus n-ar fi spus-o dacă nu erau farisei în audiență. Dar a vrut să-i facă să înțeleagă că mai mult decât acel fiu risipitor, ei aveau nevoie de el. Și nu avem timp să trecem la fratele cel mai mare. Dar fratele cel mare se credea sfânt și a ajuns mai rău, a ajuns pierdut cu toată sfințenia pe care și-o închipuia. De aceea, la acest final de slujbă religioasă, noi nu putem să nu lăsăm un moment în care să răspuns cuvântului lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu niciodată n-a intenționat biserica să fie un monolog și să fie un dialog între El și noi, unde ne ascultăm cuvântul, dar îi și răspundem. De deci aceasta e momentul răspunsului tău, momentul în care poate îți vin fire și ai gânduri de a face ceva, vin înspre El, lasă și vin înapoi la Tatăl. Hai să ne ridicăm. O să cântăm o cântare. Hai să ne rugăm în timpul acestei cântări, dar dacă Dumnezeu ți-a vorbit, lasă-ne și pe noi să ne rugăm pentru tine, dar mai ales tu. Ridică-te de acolo de unde ești și vino aici în față, pune-te pe genunchi și spune, Doamne, eu sunt în pilda asta. Tu mie mi-ai vorbit în dimineața asta ai știut exact ce să-mi spui. De aceea vin la fel ca fiul risipitor, mă pun pe genunchi. Da, mi-e rușine ce o să zic alții că mă văd, dar nu mi-e rușine de tine. De aceea la fel ca el am curaj și credință, că am demnitate, că așa cum am lăsat dus și am avut curajul să mă afișez și să păcătuiesc cu alții, la fel vin și înapoi acasă spre Tatăl. Poate ai nevoie să te împaci cu El pentru prima dată să-L primești ca Domn și Mântuitor. Poate ai nevoie de iertare și reabilitare, poate ai nevoie de pocăință în dreptul tău. Indiferent ce e, hai aici în față, pune-te pe genunchi, roagă-te tu în primul rând și lasă-ne și pe noi să ne rugăm pentru tine. Dumnezeu a vorbit, omul i-a așteptat să-i răspundă. Răspunde-i. Hai să cântăm și să-i spunem și spune și tu, Doamne, eu vin fiindcă sunt frânt și vreau să cad în brațul tău. În brațul tău Ai obosit? Lumea asta tot sunt multe? Vino! În Îngenunchează!

De cineva aici în dimineața asta care simte că Dumnezeu îi vorbește, să i-a vorbit și care are nevoie de iertarea lui, de reabilitarea lui, de o schimbare. Se simte lipit, se simte disperat, se simte. Vrea eliberare, vrea vindecare a sufletului lui, vrea împăcare cu Tatăl. Ai curaj și vino Hai să mai cântăm o dată această strofă, acest, strof, acest referent, Simplu, dar atât de clar Ești frânt? Vino Ai obosit? Vino Te apasă? Vino Vino și spune-i, mă încred în tine, Doamne, să-mi iei poverile astea Să mă iert, să mă liberez.